Salutare, salutare, salutare de trei ori, ne port în rock, acest intro ne-am mai purtat noroc de asta, din nou îl folosesc pentru că este un meci, este un sezon, îmi cer scuze, un sezon ireal de important. Pentru că eu cred că ăsta este sezonul final al lui Cristiano Ronaldo. A zis, hai că mai fac și pasta și mai rămân cu voi încă un sezon. Vreau să câștig acel Champions League, știu că pot. Și eu am zis, da, Cristi, ai dreptate, știu și eu că poți. Dar totuși 83 overall, deja ușor, ușor, clar ne va trebui un alt atacant și Cristiano cumva să fie de pe banca de rezerve. Dar desigur, dacă ajungem în finală, eu zic că da, o să jucăm ca și titular și o să fiu iarăși atent să aibă el banderola de capitan, să ridice el cupa, să nu pățim ca data trecută. Și în acest career mode, în acest episod, cum e și pe final, vom face totuși cea transfer mai nebunești, poate și pe banca de rezerve. În momentul de față, am reușit să-l pun pe Calabria să învețe să fie CB și ai doar 2 săptămâni ține. Și dacă ne uităm la statistici, nici nu știu cum de m-am gândit mai repede la asta, dacă se poate. Și o să fie super mișto Calabria, așa din perspectiva asta de CB. Bun. Totodată, o să vedem, cum am zis, pe ST o să căutăm un altul. Deci acolo o să cheltuim mare parte din bugetul nostru pe un nou ST. Și după care vedem și pe banca de rezerve cine mai pleacă, cine mai vine și respectiv dacă mai reușesc să mai împrumut cea jucători. Bun, așa, să-i dăm bătaie, zic și eu, nu? Să vedem, desigur, și ce oferte ne vor veni pe jucători și asta sunt chiar curios. Ia uite, vine ofertă direct pentru Colombo, dar el este pus ca și loan. Vine ofertă pentru Garcia, nu vreau să-l vând pe Garcia, nu mulțumesc. Și vine ofertă și pentru Tiav, care iarăși nu vreau să-l vând. Deci, da, am început bine. Asta este pe Gabea, l-am pus, într-adevăr l-am pus transfer listed și pe Okafor l-am pus loan listed, că am zis că dacă va fi Cristi rezervă și da, să nu fie certuri acolo, dacă reușesc să prind o echipă interesantă, știi, care să-l ia pe omul nostru acolo în loan, de ce nu? Bun, acum, într-adevăr, oare am pus eu așa ST pe listă, că în mare parte nu m-am gândit că o să-mi cumpăr un ST, având în vedere și că l-aveam pe Ronaldo, am zis, bă, gata, poziția de ST, de striker, este tank, nu mai am niciun stres, precis câștig și eu Champions League-ul, toate cele, bă, deja era tot plănuit, făcut și, da, ne-a cam picat în cap toate planurile. Ia uite-l pe Nunez, zic, ce mișto e cardul. Haaland, cam scump, dar cum ar fi Haaland de la Milan? Ar fi epic de epic. Dar într-adevăr, uite că nu prea am așa mult și ce am fie, na, erau de ăștia tineri care speram să evolueze sau... Scamaca, ia fi atent, dar e cam slow. El era fain dacă luam mai repede, poate chiar de prin startul acestui career mode, știi, așa să-l evoluăm și să facem treabă. Ia uite, l-aș putea lua foarte ieftin pe Lautaro Martinez, cred că expiră contractul sau ceva, foarte ieftin, dar parcă mi se pare un pic ciudat, știi, să-l aduc pe Lautaro Martinez la AC Milan. Deci, da, e ciudat, nu. Moiskin, pe altă parte, este și italian, parcă ar fi mișto așa transferul. Acest Jonathan David chiar a fost și cred că încă este pe lista Milanului și în realitate un jucător care ne-l dorim așa de la Lille, doar că desigur nu știm că pare cam scump și sunt multe echipe mai mari interesate de el, deci nu miram așa ca Milanul să rușească transferul lui în realitate. Am putea face noi în FIFA, dar parcă, nu știu, parcă mai căutăm, mai, să mai vedem. Wow, cum ar fi Mbappé la AC Milan? Mare transfer, mare ăsta. Dar hai să vedem ce ar mai fi. Câte bine vedem, nu prea am așa mulți. Pus Zaniolo ar fi interesant și ce gol ne-a dat acolo în finala Champions League, l-aș putea lua, dar asta e mai mult așa un RV cam, dar totuși a evoluat de fapt și la stats, uite, finishing-ul, 82. Da, am zis eu, e mai mult acolo un cam, un RV. Raspadori, iar așa ar fi interesant că n-a, este italian, dar
parcă târziu. João Félix, pe de altă parte, încă nu-mi vine să cred, eu te zice jocul că aș putea să le iau chiar la 95 de milioane sub cota lui pe piață. Ce vreau să zic înainte de asta? Este că nu-mi vine să cred că puteți chiar și voi căuta pe net, deci să nu credeți că vă zic prostie aici. João Félix este pe lista Milanului, dar Milanul fiind Milan, cred că o să vrea să le ia loan cu opțiune de cumpărare și nu știu dacă Atletico va face asta. Dar este pe lista Milanului și cum avem noi investitori, nu știu dacă știți sau am mai spus prin alte videouri, Milanul și-a schimbat CEO-ul, deci avem practic tot americani, dar alt șef, deci na, care desigur acum că s-a finalizat actele toate cele prin iarnă, prin iarnă a început, în primăvară am crezut că e gata. Apa ce a fost transferurile de vară care au fost foarte rele, știți bine, am avut un buget de 40 de milioane la Milan în realitate. Și apoi prin toamnă ce au reușit de fapt să finalizeze toate actele și demersurile ca Milanul să fie sub o nouă conducere. Deci, da, să sperăm că acum în această vară să se facă treabă și de asta se și zvonesc anumiți jucători care parcă mi se par SF, aș zice eu, mai ales João Félix, care într-adevăr e văzut foarte sus. Eu încă țin minte din primele transfer, din primele minute când l-au transferat Atletico, am cam tăcut, am mărit un picuț despre el și după care, după un an, deja am zis, bă, ați văzut că am mărit eu bine acolo, că nu știu ce, că nu știu cum, că lasă, că timp de acomodare și nu știu ce, și tot așa și João Félix N-a reușit să se impună la Atletico. Nu, nici neapărat asta, greșesc. N-a reușit să performeze cum ne așteptam noi cu toții, mai ales că a fost transferat pe mulți bani, prea mulți bani. Dar zic eu, cu un transfer de acesta, cum se zvonește prin presa chiar italiană, nu mă refer română, cu João Félix care se vine la Milan, care are nevoie și este deja parcă cunoscut un picuț pentru creșterea anumitor tineri, chiar că ia uite, Milanul a crescut deja, ia uite cum este Leao, un jucător, de ce nu să facă și pe João Félix? Și aici avem așa o mică fileră portugheză și noi ca Wolverhampton deja, îl avem pe Cristiano, îl avem pe João Félix și avem și pe Leao. Foarte, foarte interesant și l-am luat, mă rog, jocul zice cu nota C, good price. Eu zic un preț foarte bun, având în vedere că e sub cota de piață. Vezi, doamne, ziceau ăștia că puteam să mai ciupesc 15 milioane. Sigur. Bun, deci João Félix la AC Milan, un transfer mega epic, care poate eu l-am cam... L-am băgat sub preș, că tot vorbeam despre una și alta, de ce se întâmplă și în realitate. Scuze, Félix, dar într-adevăr, un jucător care are talent, asta o știm cu... 252 de zile să fie de pe CF pe ST. De ce? El ar fi mai mult cam? João Félix cam? Ce? Nu, ST, nu știu jocul, dacă o să simulez, dacă o să scoată de pe ST. Ok, nu știu ce să zic. Asta este, vom încerca. Și ce a fi? A fi, că de nahi n-am povesti. Da, ok, João Félix, mega transferul nostru aici, care în realitate, cum spuneam, n-a reușit să performeze, să facă acel ceva, să fie pe suma pe care s-a transferat, dar totuși un jucător cu talent și un jucător bun, care încă este foarte tânăr, dar sunt de acord cu perspectiva asta că trebuie împrumutat sau vândut de Atletico. Trebuie altceva. Poate și nu împrumut, știi, nu neapărat la Milan, bă, altundeva, știi? Și să arete acolo, să fie titular non-stop, de, nu că n-ar fi la Atletico, dar totuși, știi, nu știu cum să mă exprim corect, îi trebuie altceva, trebuie să încerci altceva. Poate chiar ia uite un alt campionat, cum ar fi Serie A, de ce nu? Dar, da, sunt chiar curios ce va reuși și Milan, dacă va reuși acest transfer mega epic în realitate. Eu nu am reușit aici în career mode și este acel jucător care sper eu că, desigur, ne va ajuta mult, mult, mult de tot și numai să sperăm că se va
reprofila mai repede pe noua lui poziție, totuși, Doamne, câte săptămâni. Și uite că vine ofertă pentru De Ketelaere are de la Chelsea, dar ni-l oferă pe Kovacic, așa ca și schimb. Interesant. Hai să ne intrăm în negocieri și să vedem ce vom reuși aici cu Chelsea. Aici este un transfer discutabil, eu zic foarte epic. Este Ruben Dias care vine la AC Milan în locul lui Lucas Hernandez. Într-adevăr a venit United și mi-a oferit 116 milioane pe Lucas Hernandez. Am zis, wow, asta totuși este o sumă greu de refuzat și United, de ce nu? Hai că lăs, asta este. Încercăm ceva fresh, tot timpul am avut mici sughițuri, să le zic așa, pe partea de apărare. De ce nu să schimbăm? Și ia uite-l, Ruben Dias l-am reușit să-l transfer pe la 150 de milioane, deci am mai adăugat puțin acolo pe lângă banii primiți pe Lucas Hernandez și am luat un super apărător, 150 de milioane chiar rotund. Și toată, de ce l-am ales pe Ruben Dias? Că mai erau alții, erau un Kunde, erau așa, erau Marquinhos, am destui bani să-i cumpăr porcare. Am zis altfel, am zis, bă, deja avem așa o mică, mică filiară de portughezi. Ia uite, pac, încă unul. Într-adevăr, avem câțiva portughezi. Uite, este Cristiano Ronaldo, 1, este Dias, 2, este Felix, 3 și uite, 4. Pac, pac, țac, pac, mic Wolverhampton ne facem de aici. Bun, într-adevăr, plus că este, desigur, 91 overall, deci altfel, Lucas Hernandez deja era la 88 și nu cred că mai evolua. Așa, altfel, João Félix și Ruben Dias sunt, zic eu, armele mele care le voi folosi, desigur, pentru a ajunge și sau chiar a câștiga Champions League-ul. Am reușit să-l împrumut și pe Lazetic la Benfica, de Doamne se evoleze acolo. Și da, cred că cam atât pentru această perioadă de transferuri. Acum vine pentru Theo. De la City, logic. Acum au bani, au zis, gata, hai să luăm pe Theo. nu-l vând eu, stați voi, Cileanu. Bun, atâta, nu cred că mare rost să ne mai confruntăm cu transferurile, chiar dacă aș fi vrut poate să mai împrumuci la jucători. Da, n-au venit oferte serioase și luăm sistemul ăsta din FIFA, oricum e cam shitty. Deci, fie. Hai să vedem și să simulăm până, desigur, în final. Ia uite, ce grup avem? Sevilla, ăsta nu știu ce echipă e, uite, denumirea ei. Și Club Bruges. Cileanu. Let's go! Finala Champions League, păi cum altfel, logic am ajuns în finală cu o asemenea echipă tank, o asemenea echipă epică, care din păcate din nou s-ar putea să ne luăm pe coajă, pentru că jocul nu știu când sau ce sau cum s-a întâmplat, dar m-am trezit desigur că opresc simularea, că n-am calculat bine ce și cum, am simulat ultimele meciuri de campionat și apoi am văzut finala, dar am văzut ceva ceea ce m-a speriat cumplit. Lăsăm puțin suspansul? Nu? Ok, hai că vă zic. Portarul nostru, Mike Maignan, este accidentat. Deci înseamnă că va trebui să jucăm portarul nostru de rezervă de vreo 7-8 overall, să cât dracu avea omul ăsta, nici nu știu, 7-6, 7-5, nu știu. Ideea e că e sub 80 overall, marea finală, dar totuși am ajuns în marea finală cu el, nu știu când s-a accidentat Maignan. Vom vedea câte meciuri are la activ omul nostru Cavalier și să vedem ce va fi. Și într-adevăr, ia uite că acum cum scrie acolo pe tabelă, a familiar face, ne revedem cu, opa, ne revedem cu Lucas Hernandez și el că a ajuns în finala Champions League cu Manchester United. Trebuie să-l lăudăm și ia uite, United-ul l-a reprofilat pe poziția lui inițială, cum l-am luat de la Bayern, adică LB. Eu încă nu înțeleg de ce dracu joacă la LB, că na, e solid, e puternic, e foarte bun ca și CB. Și totuși LB, foarte, foarte ciudat. Dar, niciun dar, este gol, inegalabilul Neymar, omul nostru de bază al echipei, foarte frumos, ce finalizare, ce pas acolo și stați liniștiți, este și Cristiano Ronaldo titular pe teren,
Și de data asta m-am asigurat că el are banderola de capitan. El e capitanul. Să sperăm că vom și câștiga și să nu ne mai fure jocul sau ceva. Și vom câștiga această cupă mirobolantă versus United, încă așa de frumos, o finală frumoasă cu altă echipă care merită reconstruită, care de fapt n-a reconstruită câteva career moduri până acum, dar de data asta cu Ten Hag la cârmă pot să spun că United este pe drumul cel bun în realitate. Dar hai, lăsăm asta pe alt subiect, poate într-un alt career mod. Forțez aici o pasă cu Rafa Leão, bine mă, și Neymar, ca de obicei mă, e ireal de bun acest Neymar. Mă face să-l cumpăr și în ultimii timp până când am văzut cât e prețul și am stat și am zis, a da, eu sunt sărac acolo și da, n-am bani de el. Dar totuși, fantastic, din nou Neymar, 2 goluri, țaca-paca, țaca-paca. E bine, având în vedere ce portar la Leu avem în poartă, ăștia dacă șutează, au șanse să dea gol. Deci, hai, cât mai multe goluri, cât mai multe goluri, let's go, let's go, let's go, vreau victoria, țac-pac. Uite-l și pe Szoboszlai, ungurul. Opa, foarte bine aici la, că nici nu știu cine e ăla, dar a fost offside, e bine, bine. Haide băieți, haide băieți, pentru Ronaldo facem acest lucru, pentru el ne dorim să câștigăm această cupă și mi-aș dori să și dau un gol cu Cristi, dar uite că nu s-a arătat ocazia. Musiala, îl au și pe Musiala și pe l-a păstrat pe Anthony, cred că are vreun 90 overall Anthony în momentul de față. Uite și pe Dalot, chiar m-am gândit și la el odată să-l cumpăr, dar am zis, a fost o perioadă, uite că apără, bă, portarul ăsta de rezervă, oleu, era să fac penalti acolo. Că am văzut mingea, era ăsta acolo pe fază și am zis, hai bă, că o centrești, o degajez, hai, dau. Nu mă-l văd pe ăsta că face slide tackle, hai de pune. Și îmi place că am țintit să dea la Tomori, care era gen de-a dreptul liber acolo, așa o pasă scurtă și ăsta jocul a decis, nu? A, vrei la ăla? Nu mere la ăla. Ia, Cristi, 3-0. Bro, ce se întâmplă? V-am zis eu că am o echipă bună. Bă, când aproape toți jucătorii au 90 overall, deci imaginați-vă că aproape toți au 90 overall, cam așa se simte pe teren. Zici că joc cu coduri sau cea, Dumnezeule. Fii atent. A, ce gol era să dau cu Cristi. Dar nu-i mai că dau cu Scov. Doar a spus ce gol era să dau cu Cristi, așa cu călcăiul, cu scheme. Băi, nene, mă. Nu știu ce-i cu United, dar o capătă grav. Poate este Hernandez, omul nostru acolo, știi, al nostru spion așa în interior, our inside man, care ne ajută să câștigăm acest match. Dacă e așa, mulțumim, bro. Pentru Cristi facem noi asta și poate că și United, care desigur, și chiar dacă s-au despărțit destul de urât United de Cristi, desigur, la United Cristi are un istoric foarte mare și este logic, nici n-are rost să vă spun că voi cu toții știți istoricul, mic cu mare, cu toții știm asta. Și poate că și ei au văzut așa că Cristi la 83 overall, 41 de ani, e așa la ultimul match, știi cum zic, și na, hai vă lăsăm să câștige cupa și să fie și el happy, happy, happy. Wow, 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 Peltier, nu știu cine asta, poate cea Regen, dar ia uite, primul gol al celor de la United, vine după cea gafe în apărare acolo, dar totuși un gol așa de tap-in, știi, nou Ronaldo, uite, are numărul 9 acest Peltier, am urcat sigur e cea Regen, SDM, ia uite, a făcut șahmat acolo. Dar totuși încă nu suntem cu avantajul, noi încă conducem acest meci, deci este încă bine, bine, nu-i stres, știi cum zic, iată și pe Cristi, pac, facem așa un stop, iată o pasă frumoasă către Neymar și cu Neymar un stop, repoziționăm, Cristi aici încearcă și un șut din depărtare, dar direct în apărător, mulți jucători al celor de la United în apărare, am văzut că i-am bombardat repede, bă, tăți cu culul în poartă. Ai, ai, ai. Ia să dăm din nou pe Peltier, o pasă bună, că slabă să ai cu Anthony. Anthony, ca noroc, că s-a speriat, parcă s-a văzut singur în fața porții, s-a speriat și a dat în spate.
la fix cât noi să ne poziționăm mai bine. Și ăla e. Azi de mai aici Cristi. Cristi la balon. Cristi! Frumos topul, pas la Scov. Scov, ia uite ce bine a ținut de minge până m-au interceptat ăștia. Ultimele minute, într-adevăr, îmi place că FIFA a băgat acum să fie și meciurile dacă le joci de 3 minute repriza, deci una, două, trec, una, două, trec minutele, ceea ce îmi place mult. Uite, Dalot, de ce a pasat așa? Nu știu. Asta este, e bine, e bine, poate un gol amup în ultimele minute, Ronaldo, Pamecano. Și este fluier final, câștigăm Champions League-ul cu AC Milan, dar și mai important, câștigăm Champions League-ul cu Cristiano Ronaldo. Uitați aici pe toți jucătorii noștri cât îți de fericiți, îmi pare rău de João Félix, a trebuit să fie rezervă la acest match important, știi că na, precis ne-a ajutat omul. Dar na, trebuie să fie Ronaldo aici, titular pe teren, cu banderola de capitan, bro. Capitanul nostru, lol. Ce fericire, ce fericire. Momentul mult așteptat pentru Milan și pentru mine să văd această echipă că câștigă din nou Champions League-ul. Dar nu doar asta, este și acolo Cristi. Bine, bro. Ia uite-l, uite-l, uite-l acolo, imediat, imediat. Oi, oi, oi. Ia uite ce bine este la Cupa Champions-ului cu roșu și negru, nu? Băi, cum zic, uite-l, uite-l, capitanul, șeful șefilor. Vine, vine, Cristiano, acum la 41 de ani câștigă Champions League-ul cu Milanul. E bine, bro, super frumos, super frumos. Cuvintele degeaba, mai bine tac din gură și lăsăm să vedem această secvență. Vreau să prind și eu, poate așa, să fac un thumbnail cu cupa, dar să-mi bag piciorul, îs niște cadre de râsul curcilor, ce dracu cu celebrarea asta. Așa, poate acum, hai să vedem, ia uite acolo, Cristi a fugit cu cupa, fugi cu cupa acasă, gata, nu vă mai dau, ea mea. Ronaldo, si! Cupa Champions League a ta, bro, și într-adevăr trebuie să o luăm mult, mult mai repede. Dar a fost un career mod frumos, un career mod nebun, cu un jucător nebun, de legendă, care, ia uite, ce frumos se retrage din fotbal. Superb, sincer, superb, superb acest career mod, mi-a plăcut, tot timpul place să fac career mod cu AC Milan, e o plăcere, e o iubire, să zic așa, logic, echipa preferată, dar pe lângă că echipa preferată e și o echipă unde chiar trebuie să lucri, știi, să faci treabă și ia uite, hai să vedem în rest cum ne-am descurcat noi. În campionat pe primul loc, bine bro, 5 meciuri pierdute, 3 egaluri și 30 de victorii, 93 de puncte, deci am câștigat Champions League-ul și campionatul, două victorii imense, totodată, uite, Inter pe 2, Juventus, Napoli, Fiorentina în sfârșit acolo unde este locul. În rest, ce s-a mai întâmplat? Echipe care retrogradează, Spezia, Empoli și Pisa. Ok, am câștigat cupa aia între, știți voi, câștigătoarea cupei și respectiv câștigătoarea campionatului, aia Micalo n-am reușit nimic. Și noi am câștigat Champions League-ul, să vedem în grupe, au fost ceva echipe din România, Miramaș, nici nu știu, am văzut vreodată echipe din România prin Champions League, nu cred. Hai să vedem Europa League, să vedem în Europa League, începem cu grupa A, repede, repejor, nu vă pierd timpul. Volta Glimt, așa, Beșeștea Șechir, nu, mi s-a părut. Da, uite, Sepsi, dar na, ce să facă Sepsi pe ultimul loc, n-au ei lot, cine știe ce, dar doar o echipă în Europa, așa, a fost Sepsi. Wow! Fii atent, finală Conference League între Tottenham și Bayern. Frate, să auzi Conference League și vezi Tottenham cu Bayern în finală. Într-adevăr. Echipe din România, aici trebuie să fie full. Ia uite, FCSB-ul, din păcate n-a făcut nimic, dar totuși, ba, 7 puncte, celelalte două echipe care au trecut mai departe, 8 puncte, 8 puncte, deci aproape FCSB-ul. Ia uite, Bayern a fost direct așa în grupe, oho, și atât? Mai puține echipe din România au fost în această perioadă. Na bun, hai să vedem atunci top scorers, cum s-au descurcat jucătorii noștri, player stats. Hai să vedem. Top goal getter în campionat a fost Vlahovic cu 33 de goluri, Dumnezeule, Rashford cu 29, ia uite Neymar cu 26, mai jos este Scov cu 21,
Ei, nu e Joao Felix. Milinkovic Savic cu 12. 11 și goluri, te leau 11. Felix cu 10. Top assist-uri Neymar, 13. Bravo, Neymar, te leau acolo cu 7. Menian foarte bine până când s-a rupt. Și acum, hai să vedem. Squad Hub, să vedem statistici, tot. Menian a fost rupt destul de bine, e încă mai 3 săptămâni și a involuat un minus 1. Și Cavalier, care totuși a avut 24 de apariții, având în vedere că Menian numai 30 de apariții a avut, doar un plus 1, bro, doar un plus 1. Teo, un plus 1, dar na, el înțeleg, e la 28 de ani și deja 91 overall, holy shit. Într-adevăr, uite, Ruben Dias, foarte bine. Calabria continuă și el să evolueze pe noua lui poziție de CB. Foarte bine i-a prins, se pare că, hei, ia să ținem minte. Foarte mișto, uite, Garcia, ăștia fiecare cât un punct. A jucat dest. Hei, 20 de meciuri, e bine. Milinkovic Savic, uite, 8-8 overall. Am zis, eu îl vreau pe omul ăsta, mi-ar place așa. Și în realitate să fie Savic lângă Tonali, știu, unul mai ofensiv și lângă unul mai defensiv. Dar totuși amândoi pot fi box-to-box și Savic are mici momente de apărare și totuși un om așa solid, deci ar fi super mișto. Uite-l și pe Neymar, la 34 de ani nu a involuat niciun punct, fraților, de când l-am luat, ba, un punct a involuat, că era 90 overall și am 89, dar totuși, bravo. De Ketel are transfer liste, de uite, a involuat și el un plus 1. Maldini, plus 2, Leo plus 1, Scov Olsen, ireal de bun, vi-l recomand, one of the world's best, ia uitați-vă, la 26 de ani, 92 overall, fantastic. Îl vedem aici și pe Joao Felix, nimic încă, asta este, într-adevăr aici cred că e turbat de nebun, Okafor, că n-am apucat să-l împrumut. Și ia uite-l pe Cristiano Ronaldo, s-a oprit la 41 de ani, ia uite, nici n-a evoluat, dar nici n-a involuat. Bine, să evolueze ar fi fost culmea, dar e interesant că nu a involuat, ceea ce mie e fine și nici nu cred că, ia, nu se cred că se retrage sau ceva. Da, fii atent. Ce tare. Ia, în sfârșit la Zetic și a găsit o echipă unde cred că a evoluat. Plus 3, 7-7, e bine, ia și Colombo la Stuttgart, 80. Stas. Hai să vedem, top scorer all time, așa în echipă, este Neymar, 37 de goluri, superb. Scov cu 31 de goluri, urmat de Felix cu 19 goluri, Leo 16, Milinkovic Savic 14, Dumnezeule. Și uite că a jucat și Ronaldo, 14 meciuri, 4 goluri. Ah, decent. La top assist-uri, din nou, Neymar este pe primul loc, urmat de Felix, apoi Savic, Scov Olsen și Leo. Cel mai scump jucător al nostru, în momentul de față, este Scov Olsen, logic. 161 de milioane, urmat de Leo cu 143, Tonali 142, De Ketelaere 129, Teo cu 118, Felix cu 114, ia uite-l și pe Diaz cu 110, Tomor 103, Menia 90. Fantastic ce echipă mi-am putut forma. Hai așa pe final, ultimele secvențe, să ne uităm așa la echipă. Uitați-mă, absolut toți, aproape toți, acolo către 90 overall. Fantastic. Și ați văzut și meciul cu United. Am jucat să-mi bag piciorul. A fost so easy, so fine. O echipă de nota 10. Și mă bucur, îmi place această echipă. Și cine știe, sperăm că într-o bună zi să zicem că Milanul din nou e acolo sus și hai că nu mai fac career mode cu ei, că deja e prea bună, cum mi se întâmplă cu Bayern, cum mi se întâmplă cu chiar și cu Liverpool, ajung la Liverpool și zic, bă, ce să vând, că toți îmi plac, toți îți bun, ia ăștia mai evoluează și nu știu ce să fac, știi? Să sperăm că într-o bună zi așa va fi și Milanul, dar până atunci vor fi multe, multe alte career mode-uri. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați stat la acest career mode și ne auzim pe data viitoare. Care va fi următorul career mode? Încă nu știu, sincer. Deci, da, puteți să-mi scrieți cum mai jos dacă aveți idei. Ne auzim, numai bine, pa, pa!